Ne-am întors, suntem în direct, este ultima parte a emisiunii, cea mai grea, pentru că la finalul ediției o să aflăm cine va pleca astăzi dintre cei patru concurenți care sunt nominalizați, Alina, Adelina, Alin și Radu. Pentru că s-ar putea să fie ultimul lor moment în care să vorbească celor de acasă, o să le dau voie pe rând să-și spună câteva gânduri acum înainte de marele anunț. Uite, încep cu Adelina. Da, vreau să încep prin a vă mulțumi pentru că ați fost alături de noi pe parcursul emisiunii și pentru că ne trimiteți gândurile voastre bune, pentru că empatizați cu noi. Ar fi greu, ar fi foarte greu să-l las pe Alina aici, mi-ar fi foarte greu. Știu că este viață și afară, doar că e dificil să menții o relație la distanță, pentru că în fond asta va fi, o relație la distanță. Cel din casă e dezavantajat din punctul ăsta de vedere, pentru că nu știe nimic despre cel de afară, nu-l vede, nu-l aude, nu... Așa că ar fi dificil, dar relația noastră va continua indiferent de ceea ce se întâmplă și vom fi alături unul de celălalt pentru totdeauna, zic eu. Alin? Vreau să încep și eu prin a mulțumi tuturor oamenilor care ne-au votat și care ne-au susținut, indiferent de cele întâmplate între noi. Am încercat eu să mulțumesc pe toată lumea, dar n-am reușit, așa că m-am împăcat cu ideea asta și am ales să mă împac pe mine însumi. Și care-i pacea ta interioară? Acum că sunt cu Adelina. Lângă Adelina? Da, da, da. Mama o să înțeleagă și ea pe parcurs și o să fie bine și afară. Și aici, dacă vom continua împreună, dacă nu, ne vom continua povestea afară. Am scăpat, să zic cu ghilimele de rigoare, de două ori, dar la treia oară să vedem dacă voi mai scăpa. Sunt pus în pericol și... Dacă ai fi să pleci astăzi, o aștepți? Clar, da. Am și vorbit asta cu ea și... Da. Adelina? La da, fel. Da, absolut. Nici nu capi de îndoială. Și cum faceți? Vă uitați pe antena Play? Cum o să fie? Va fi dificil. Eu personal cred că vin în fiecare zi la gard să strig la el, că toți sunt aici aproape. Nu știu dacă poți pătrunde aici, că știi că e pază, e... Încerc, nu știu, o să-i trimit scrisori, o să... Nu știu. Și eu o să ies să-mi asum toate pedepsele. Nu e voie să încălcăm regulamentul, Radu. Nu încălcăm, nu. E momentul să vedem cine va părăsi casa Mireasa. Și o să încep cu locul al patrulea în topul în votul celor de acasă. Să știți că peste 6 milioane de oameni au votat. 6 milioane de voturi. Este wow. Mulțumesc. Cel mai puțin votat pe locul al patrulea și așadar rămâne în casă cu 0,84%. Este... Ali. Felicitări, Ali. Pe locul al treilea rămâne în casă, votat de 8,91% dintre cei care au accesat cele trei platforme. Pe locul al treilea așadar este Radu. Una dintre fete o să părăsească astăzi casa Mireasa, Alina sau Adelina. E bine, doamnelor și domnilor, voi ați ales, voi ați decis. Cea care va părăsi astăzi casa Mireasa, pentru că a fost votată de 46,28% dintre cei care ne urmăresc, este Adelina. Rămâne Adelina. Rămâne? Rămâne sau? Părăsește casa. Oh. Nu cred. Așteptam. Nu există. Cum au avut-o toată? Adelina a fost cea mai votată, a avut 46,28%, urmează Alina cu 43,95%. Adelina, îmi pare foarte rău. Parcursul tău în această emisiune s-a încheiat și înainte să spui orice, vreau să vă dau posibilitatea să aveți un ultim dans în casa Mireasa. Te rog, Alin, invită-ți iubita la dans. Nu mai chef de dans acum.
Și vă rog să ascultați și versurile acestei melodii. Anime, anime, metare, metare. Anime.